Universitatea se află momentan pe locul 3, la 3 puncte de lider a CFR Cluj. Problema ajungerii în play pare rezolvată, iar lui Pițurcă-i revine sarcina de a-i depista pe jucătorii cu care poate ataca titlul în acest sezon. În mod normal, Universitatea nu ar trebui să aibă probleme în deplasarea de la Sepsi, dar Ardelenii au făcut mereu jocuri bune împotriva Craiovei. Am câștigat etapa trecută. Sigur că același lucru îmi doresc și ne dorim cu toții, ca să câștigăm și, și acest joc. Știu că eu o, o echipă care e greu să joci contra, contra ei, că au jucători care aleargă foarte mult în, în teren. O deplasare grea, un meci greu pentru noi, dar pe care trebuie să-l să câștigăm. Va fi un meci dificil acolo. Condiția de vreme, sigur, va fi greu la fel și știam că acolo e mereu mereu greu. Anul trecut a pierdut acolo și anul asta trebuie să, să câștigăm. Meciul dintre Șepși și Universitatea Craiova se va juca sâmbătă de la ora 17.30. Urmează apoi joi o partidă pe teren propriu în fața formației FC Botoșani.